dimineața, dragilor! Mă vedeți în oglindă pentru că plecăm să luăm pâinica și să ne mai plimbăm un pic prin parc. Carolina este mult mai bine, ea mai trecut răceala, este mult mai ok. Deci, astăzi vom face vlog și mâine și luni vom filma. Astăzi este vineri, da. Nu știu exact când este vizita la țară, ori mâine, ori duminică, vedem. Dar sigur este sâmbătă, este vineri, astăzi stați un pic, vineri, da. Așa, deci ori sâmbătă, ori duminică mergem la țară, luni o să mă pregătesc, o să facem bagajul împreună pentru escapada la Vâlcea și vom filma. Totodată voi filma asta, că cea mică nu mai are stare, o să ies imediat cu ea. Și ne pregătim. Ne pregătim ușor, ușor. Vom sta 3 zile acolo, am vorbit cu Nicu, 3 zile stăm. Ne auzim pe drum. Popă-n covric? Popă-n covric, iertă? Gâdi-gâdi-gâdi-gâdi. Gâdi-gâdi-gâdi-gâdi. Te gâdi-l singură? Gâdi-gâdi-gâdi-gâdi-gâdi. Oh, ușor. Gâdi-gâdi-gâdi-gâdi-gâdi. Te ascunzi? Te ascunzi? Cumva te ascunzi? Te ascunzi? De ce te ascunzi? Bau! Bau, 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 bau! Bau, 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 bau! 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 Te prind! Te prind, te prind, te prind, te prind, te prind! Te prind! Ha! Te-am prins! Te-am prins! Te-am prins! Bau! 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 Lasă telefonul! Da! Da, lasă! M-a prins de mână. Opa. Hop. M-am jucat puțin cu Caro, dragilor. Și acum vreau să ies să-mi fac un nes ceva, pentru că nu mi-am făcut în această dimineață. A plecat Nicu la muncă, am ieșit, m-am aranjat, mi-am îndreptat părul, nu? A oprit Caro filmatul. Vă spuneam că am ieșit, mi-am aranjat părul și... Numai Carol, lasă-l. Și nu am apucat să-mi fac un nes, mă trage de mână. Și vreau să-mi fac acum și mai am o grămadă de treabă de făcut. A pus Caro mâna pe cameră. Avem de aranjat hainele ei în dulap. Stai, Caro, stai aici. Ia, hai să punem asta aici. Ia, uite așa. Și hai să vorbim amândouă. Avem de aranjat hăinuțele ei în dulap.
Mai am de călcat, trebuie să avem o grămadă și astăzi, dar vedem ce reușim să facem. Închid! Dragilor, a dormit și Caro. O las singurică și fug un pic la treabă. Ne auzim la treabă. Am uitat să vă arăt acest compleu pe care l-am cumpărat pentru Carolina. Mi-am luat și eu un plovoraș exact la fel, doar că nu pe roz, pe alb, tot cu mini, pentru când mergem la mama să facem o poză amândouă, îmbrăcate aproximativ la fel. Și abia aștept, mi-a plăcut tare mult costumașul, doar că l-am luat ceva mai mare, pentru că deja acestea pe care i le-am luat eu din Sinsay, pantalonașii, și din Pepco, pantalonașii și body-urile, îi rămân mici. Deci în ianuarie cred că va trebui să mai facem un haul cu hăinuțe pentru Carolina, pentru că îi vor rămâne micuțe. Crește foarte repede și pe acestea, acesta este mărimea 98, este un pic mari pantalonașii, dar sunt ok. Și aceasta tot 98, este măricică bluzița, dar pantalonașii sunt ok. Este foarte lungă în piciorușe și mai micuță aici. Mi este destul de greu să găsesc la bluzițe, pentru că îmi trebuie ceva mai mic de câți ani are ea și ceva mai mare de câți ani are ea. Deci e destul de dificil. Dar este ok, îl va purta și la anul, este ok. Îmi place că este grosuț și chiar îl pot da la Vâlcea, la mama, la munte. Și cum se va trezi, am să vă arăt și bluzița mea pe care mi-am cumpărat-o, plovorașul. Am să vi le arăt atunci când se trezește. Haideți să trecem la treabă pentru că am de așezat. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. Drăguții mei, am uitat să vă arăt plovorașul. Stați, să vă spun și cât este ora. Este 5:17. Am luat plovorașul pe mine, în casă este dezordine, sunt toate jucăriile aruncate. Cu pantalonii de pijama arată ca o bluză de pijama, însă cu blugii arată bestial. Am să vă inserez o poză să vedeți cum arată cu blugii și am îmbrăcat-o și cu blugii bleu și cu blugii roz. Arată super, arată super, super, dar așa cu pantalonii de pijama arată ca o pijama, dar îmbrăcată cu blugi, cu pantalon de mers undeva, chiar arată super ținuta. Și așa vreau să fac poze cu Carolina, ea îmbrăcată în acel costumaș, am să vă inserez o poză și cu ea, dar în acea poză pe care o să vă inserez plângea pentru că era după somn. Eu când am ajuns ieri din Pepco, ea plângea, stați un pic. Bun, gata. Ea plângea când am ajuns din Pepco, plângea și am îmbrăcat-o așa, am zis că poate o mai dispun, însă mai rău urla și i-am făcut o poză, am zis să vă arăt și vouă, ieri n-am filmat. Și am să vă inserez o poză, stați că îmi deschide Carolina șifonierul, am să vă inserez o poză cu ea și vreau să vorbim imediat ceva, o iau pe Carolina și mergem în living. Drăguții mei,
Ce voiam să vă spun, stați să mă așez mai bine. Nu mai m-am schimbat, am rămas în acest fluffy super, super drăguț. Deci îl ador, îl ador, îl ador și abia aștept să fac poze cu Carolina. Voiam să vă spun că am descoperit o fată pe YouTube care postează rețete, postează vloguri, are și ea un băiețel și postează vloguri și... aș vrea să vă las canalul ei în descriere și să vă abonați dacă aveți plăcerea și dacă vreți să îi vizionați, să-i vizionați videoclipurile. Stați că mă uit și la Carolina, pentru că face numai prostii, numai prostii face. Bun, asta voiam să vă spun, că am descoperit o fată și m-ar bucura tare dacă v-ați abonat și la ea. Tot plimbă parfumurile mele pe aici prin cameră și tare mie să nu apese, să-și dea pe la ochișori sau să facă vreo prostie. Răceala i-a mai trecut, mai curge foarte puțin nasul, dar este mult mai ok acum. Mi-a făcut febră, alaltă ieri seară mi-a făcut febră. Bine, nu i-a crescut foarte tare, dar o observasem foarte, foarte morcovită. Deci nu avea chef de absolut nimic. Voia să adoarmă pe la 7:30, voia să adoarmă. Și am spus, stai un pic, i-am luat temperatura și urcase la 38. Știu că temperatura se consideră temperatură de la 38,5. Însă am zis să nu stau să crească, i-am dat imediat Nurofen și apoi din 4 ore am continuat cu Panadol, apoi Nurofen, Panadol, Nurofen, Panadol, Nurofen. Acum i-am dat Nurofenul la 5, este 5:25. I-am dat Nurofenul și abia aștept să-i treacă, pentru că oricum v-am spus, mergem la mama, la Vâlcea. Atunci, marți vom pleca, luni vom face bagajul împreună și abia aștept 3 zile de relaxare. Vom face vloguri de acolo și abia aștept, abia aștept, dragilor. Chiar aveam nevoie de o escapadă din aceasta și uite că a venit la fix. Asta voiam să vă spun despre fata aceasta pe care am descoperit-o. Vă las linkul în descriere și sper să vă abonați. Vă mulțumesc mult! Carolina tot mai vrea afară, dar trebuie să mergem să gătim. Este 6:30. Vine și liftul. Nu, Carolina. Carolina, n-avem voie. Hai. A bătut. Nu știu ce, amică. Am fost un pic cu ea afară. Și acum v-am spus, urcăm să gătim. Trebuie să facem de papa. Vorbim mai mult de sus. Deja se dezbracă ce mică. Da? Mergem direct la bucătărie? Da? Așa facem. Hai! Hai! Aici! Nu aici! Carolina! Pe unde te duci? Numai dă-i drumul! Carolina, dă-i drumul! Caro, dă-i drumul! Carolina, haide! Haide! Hai! Ușor! Caro, Caro, la bucătărie. Aici, ia uite, Caro, la bucătărie. Hai, la bucătărie. Haide, la bucătărie, da. Gata, am ajuns, dragilor. Deci, am făcut curat. Mai am acolo câteva vase de spălat. Carolina cu mătura, normal. Mai am acolo niște hăinuțe pe care n-am apucat să le bag. Trebuie să le bag și pe acestea. Și haideți să ne apucăm de gătit. Nu, Caro, lasă-mă pu. Lasă-mă pu. N-avem voie cu ăsta. Să-l pun aici. Trebuie să-l schimb oricum și pe acesta. Și haideți să ne apucăm de gătit și mai vorbim. I-am dat și lui Caro ceva de ronțăit. Și vreau să facem o salată de roșii și voi face cu puțină varză. Voi pune și varză.
Nu știu despre ce să povestim, dar găsesc eu un subiect imediat, scot și eu varza, îmi pregătesc tot și vorbim. Treabă bună și o stricarăm, dragilor. Haideți să vă arăt ce am stricat. Mi-am spart farfuria preferată, nu-i nimic, voi cumpăra mâine alta. Doar că nu știu dacă mai găsesc modelul acesta, mai am doar una. Mi s-a spart farfurioara, deci era farfuria mea preferată. Of, Doamne, Caro, numai că... Stați un pic. Am revenit, dragilor, căuta în punga cu noi, stați să vă arăt acum. Îmi trântește din nou cartofii tot și iar îmi murdărește pe jos și abia am făcut curat aici. Trebuie să le leg imediat, cred că am să comande pe Shein din acelea speciale pentru... pentru dulapuri, pentru că nu se mai poate. Le leg cu prosoape. Stați un pic. Caro, lasă-l, nu. Îl va închide Carolina imediat. Sper să nu o facă. A făcut poză. Acum voia să-mi deschidă lada. Deci nu are stare absolut deloc, trebuie să fiu în toate părțile și am și de gătit. Ah, Ghici, ce face acum? Ah, voia să facă, voia să se urce pe scaun. Deci nu mai știu în câte... Deci am închis, am legat dulapul și aveam acolo tocătoarele. Nu mai îl desfac, iau o farfurie mai întinsă și toc pe ea varza. Pentru că am închis ăsta. Și să văd cuțitul, gata. Opa. Și gata, ne apucăm de treabă. Dar tot nu m-am gândit despre ce să vorbim. Nu am un subiect anume, dar nu știu cât de bine mă vedeți voi pe mine, pentru că bate lumina. De fapt, este întuneric. Gata, cred că este mai ok acum. O, Carolina... Mă apuc și eu să toc aici. Sper să mă mai auziți, pentru că va fi gălăgie. Va fi gălăgie. Caro, nu mai... Vreau să-mi scoată toate prosoatele de acum. Deci este destul de dificil pe... Dar nu voi toca oricum foarte multă, pentru că o fac cu roșii. Puțin așa. Nu are stare, deci nu are stare absolut deloc. Deloc să pot și eu măcar să toc o varză. Mi-a schimbat... uite, o face și acum. Schimbă butonul la mașina de spălat și m-am trezit într-o zi cam de la 3 ore. Dar norocul meu a fost că am văzut imediat, am pus pauză la mașină și mi-am schimbat programul. Că altfel spălam 3 ore o singură mașină. Trebuie să fiu foarte atentă și trebuie să mă uit și în mașina de spălat, pentru că a luat în obicei să-mi arunce tot ce prinde, pune în mașina de spălat. Și trebuie să fiu atentă să nu cumva să pună ceva care să intre prin acele găuri, că mi-a distrus mașina, o distruge. Bun, am tocat puțină varză și acum vreau să spăl castronelul din chiuvetă și voi face salata acolo. Să văd dacă mai filmez, dacă am ceva de povestit, nu știu ce să povestim. Văd eu, văd imediat. De ce râzi? Faci bine ce faci? De-aia râzi? Gdi.
du acolo, nu te du acolo, nu te du acolo, nu te du acolo, nu te du, nu! Nu! Bău, unde te-ai ascuns? Unde ești? Uite că nici nu te mai bag în seamă. 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 Bine, gata, gata, gâti, gâti, gâti. Gata. Caro, ne-a avut vecini. Caro, ne-a avut vecini. Caro, ne-a avut vecini. Gata. Bună dimineața, drăguții mei, ce faceți? Eu m-am îmbrăcat. Sunt îmbrăcată, sunt pregătită pentru că merg la stomatolog, însă Nicu este și el la doctor, mai stă cam 30 de minute, este 9:31, mai stă până pe la 10 pentru că trebuie să ia sânge și trebuie să stea întins, mi-a zis acum, și apoi mergem în vizită la țară, dar prima și prima dată trebuie la dentist pentru că am programarea la ora 11, sper să ajungem, dar cred că ajungem în timp. Sunt cu Caro, care nu are stare absolut deloc, uitați-o. Ia papucii, se plimbă cu ei, nu... Deci nu are stare absolut deloc, 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 deloc. Bun, dragilor, eu sunt pregătită, o să filmez și mâine, asta voiam să vă spun. O să filmez și mâine și postez mâine seară, pentru că mâine mergem la cumpărături, la Kaufland. Mergem aici în oraș pentru că au venit foarte mulți oameni, ceva de toamnă, o chestie ceva de toamnă, nu știu exact cum se numește, cu legume, cu fructe, și aș vrea să cumpăr câte ceva și de acolo. Am să și filmez și v-am spus, o să postez mâine seară. Bun, noi vedem dacă ne mai auzim astăzi, vedem, nu știu exact dacă ne mai auzim, dar oricum mâine ne auzim sigur. Sunt în living și sunt așa un pic somnoroasă. Sper să-mi treacă. Am stat până acum la țară. Este ora 5. Bine, am ajuns acasă undeva pe la 4 și un pic. Până am băgat totul în frigider, până i-am făcut laptele Carolinei, i-am mai durat și acum m-am apucat de filmat. Am fost la stomatolog astăzi și... mi-a făcut anestezie, nu mai mi-am simțit această parte absolut deloc. Absolut deloc, vreo 2 ore și jumătate, cam așa, aproape de 3 ore. Pe la 2 și jumătate sau... Da, pe la 2 și jumătate am început să îmi simt partea aceasta. Și mă duc și săptămâna viitoare, sâmbătă la ora 11, am programarea. Sper să fie totul ok, pentru că am fost la cineva aici în oraș, la stomatolog. Vis-a-vis de noi este cabinetul și nu mi-a lucrat absolut deloc bine măselele. Și aici una și aici două am, pe care mi le-a stricat. Și acum merg la stomatologul la care am fost eu cât timp am fost gravidă și chiar...
lucrează foarte bine și n-am să mai fac prostia asta, să mă duc la altcineva în afară de medicul, doctorul, stomatolog la care am fost până în momentul de față, n-am să mai fac prostia asta, pentru că mi-a acesta din oraș mi-a luat și banii degeaba și toată treaba aceasta, trei măsele, o jumătate de oră. Într-o jumătate de oră mi le-a făcut pe toate trei. Dar la acest doctor durează 2-3 săptămâni până ți le face, pentru că curăță, pentru că na, material, așteaptă să vadă dacă se întâmplă ceva, dacă te doare, dacă... Și n-am să mai fac prostia asta, să merg la altcineva. Ce voiam să vă mai spun? Mâine, v-am spus de mâine, mâine mergem aici și pe centru, bine, nu chiar pe centru, undeva pe strada Dunării, vom merge la un festival, ceva de genul, se și cântă, sunt și legume și fructe, am să filmez, să vă arăt, este super drăguț, prin treacă, așa am văzut noi, deci arată super, super frumos, îmi pare rău că nu am făcut o secvență acum ca să vă arăt, dar vă arăt mâine. Mergem și la Kaufland mâine și mâine seara am să postez, am să editez acum ce material am strâns până acum, am strâns câte ceva, deci este super ok, super ok. Ce să vă mai zic, asta voiam să vorbesc cu voi, să vă spun ce s-a întâmplat astăzi și ce vom face mâine. Vreau și eu să mergem în baie, să îmi pun masca pentru păr, pentru că nu mai mi-am pus-o de vreo două săptămâni, nu, o săptămână și un pic în păr și vreau să mi-o pun. Și voi face asta împreună cu voi și după ce îmi pun masca, mă voi așeza și voi începe să editez ca mâine seară să nu-mi fie foarte, foarte greu la editat și la postat. Bun, dragilor, ne auzim din baie ca să-mi pun și eu masca în păr. Ce rea ești? Hai, Caro, de ce faci așa? Dragilor, sunt cu Caro care s-a învățat să bage degetul în nas și m-a văzut pe mine că îi tot spun să nu mai bage degetul în nas când îi fac poze, dar ea s-a obișnuit acum cum a prins camera să bage degetul în nas pentru că știe că nu-mi place. Și face treaba asta într-una, o voi lăsa în pace, poate observă că nu o mai bag în seamă și va termina cu treaba asta. Să mergem să spele mașina și apoi la Kaufland. Și mai târziu vom merge la acel festival, Agroland, sau nu mai știu cum mi-a spus Nicu aseară că se numește, am să mai întreb eu odată sau am să caut descrierea pe Facebook, pentru că este pus acolo pe Alexandria Teleorman, pe grupul lor... de la Alexandria, nu Caro. Trage de ușă. Caro nu mai trage de ușă. Caro, nu mai. Vorbim acasă, vreau să fac curat și în frigider.
Ca să punem tot ce cumpărăm acolo, vedem ce mai luăm, aș lua și niște iaurturi să văd ce cumpărăm. Am trecut eu mai multe pe listă. Drăguții mei, am fost la cumpărături. Sunt cu Caro aici, am dezbrăcat-o, este foarte cald. Mie îmi pare rău acum că mi-am luat o bluzică, un body cu mânecă lungă, pentru că este foarte cald, foarte cald. Și ne-am făcut cumpărăturile, acum spălăm cu mașina, vom ajunge acasă, o facem curat în frigider. Nici nu știu cum să facem pentru că mi se închid ochii de la soare. O să facem curat în frigider și apoi băgăm totul în frigider ce am cumpărat. Și ce voiam să vă zic, poate facem niște clătite sau papanaș, vedem, am luat un mix din acela, am luat și brânză dulce pentru papanaș, poate facem papanaș, nu știu, să-l întreb pe Nicu ce vrea să fac prima dată. Caro! Caro mereu se uită când Nicu spală mașina. Nu-l mai vezi? E pe partea asta, Caro. Caro, ia uite, e pe partea asta. Pe partea asta e. E un mega haul așa, Kaufland și Lidl mai puțin, dar Kaufland. Am făcut foarte multe cumpărături, nu am luat chiar tot ce aveam nevoie pentru că am să mai iau în decembrie. Vreau să prăjiturim, vreau să facem mai multe chestii, cozonat și voi lua atunci și mai aproape cele necesare pentru decembrie. Acum, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Acestea două sunt din Lidl. Am luat grisine cu cașcaval. Îi plac și lui Caro, îi plac și lui Nicu foarte mult. Și am mai luat un ceai cu rodie. Da, acesta este cu rodie și v-am arătat și grisinele. Am luat o pungă de chipsuri tot din Lidl cu cașcaval. Un lenor pentru haine. Eu am mai folosit din acesta, dar am uitat mirosul. Miroase super. Și nu știu dacă am mai luat... Ba da, mai am luat ceva din Lidl. Imediat vă arăt. Am luat cu niște poame. Abia aștept și eu să le încerc. Este un mix.
cu coame, doar fructe. Din Lidl am mai luat Nicu un mix tot cu migdale, cu arahide, cu nuci, fistic, măsline. Așa, și ce am mai luat din Lidl? N-am mai luat nimic din Lidl. Haideți să vă arăt cumpărăturile din Kaufland. Haideți să încep cu făină. Am luat 4 kg de făină din aceasta 000 Boromir. Eu din aceasta folosesc cel mai mult. Am luat 2 pungi de baby morcovei, o pungă de broccoli, mai am puțin în frigider și am zis să iau doar una. Și aici am făina. Bun. Am luat Nicu un chec, tot de la Boromir, cu lapte. Biscuiți, marca Kaufland, cu cremă de cacao. Am luat eu... Am luat piper negru. Am luat drojdie pentru cozonac. Am luat praf de copt. Aici am prins în mână un baton. A luat Nicu pentru el niște batoane cu fructe, cu piersică, văd că este. Am luat, am zis că poate păpăm dimineața cu lapte, cereale, Nesquik, un mix. Am luat delicat. Am luat niște napolitane, l-a luat Nicu pe acestea. Eu m-am dus să-mi cumpăr altceva lapte, ce mai aveam eu de luat. Nicu a trecut pe la dulciuri. Am luat avocado pentru că vreau să facem împreună. Am văzut pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok, nu mai țin minte unde am văzut, un ulei pentru păr, făcut din avocado. Și îl vom face împreună. Am luat 3 pentru că am zis să fac să fac ulei mai mult. Acea fată făcuse doar dintr-un avocado, eu am zis să fac din 3 avocado. Imediat vom face, dar mă cam doare capul, trebuie să iau și o pastilă pentru cap, să vă povestesc ce am pățit ieri, după ce terminăm cu stomatologul. A luat Nicu un Nesquik, bine, nu este vorba despre stomatolog în persoană, este vorba de, haideți că vă spun acum, deci m-a luat o durere de cap ieri și îmi venea să vomit. Inițial am crezut că am alergie la la anestezia pe care mi-a făcut-o în măsea, însă n-am avut, dar îmi venea să vomit și încă am durere de cap, încă nu mi-a trecut durerea de cap și mă doare doar aici, în această parte. Nu mi-a trecut de ieri, de când mi-a trecut amorțeala feței, deci nu mi-a trecut absolut deloc durerea de cap, nici azi noapte, și azi noapte simțeam durerea. Și mai am o problemă, când fac așa, mă doare foarte tare undeva pe aici, prin zona aceasta. Nu pot să-mi dau seama de ce, pentru că nu este prima dată când am făcut treaba asta, când mi se face anestezie, mi s-a făcut și în sarcină, de fapt când a fost să nasc, mi s-a făcut și când am scos cele două măsele de minte, mi s-a făcut anestezie și n-am avut nicio treabă. Iar acum nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar mă doare capul și nu pot să-mi revin, transpir într-una. Sper să-mi revin la un moment dat, de fapt astăzi sper să-mi revin pentru că nu mai pot, am o stare așa ciudată. Acum nici nu știam dacă să filmez fix acum sau să stau un pic și să mă relaxez și după să filmez, dar am zis că mai bine filmez acum, poate mai îmi revin. Și cât de cât mai mi-am revenit, adică îmi schimb starea de spirit când filmez pentru voi și chiar îmi place, v-am spus, îmi place să fac treaba asta. Bun, haideți să trecem la ale noastre, pentru că am dat-o în altele.
Vă spuneam în mașină că am cumpărat brânzică pentru papanaș. Am luat, dar nu vom face, vom face când venim de la Vâlcea. Am luat și un mix pentru papanaș și din acel mix ies cam 12 papanaș parcă. Și am zis mai bine lasă că fac când, de fapt Nicu mi-a spus, facem când venim de la Vâlcea. Am mai luat boia, am luat așa mai mare pentru că folosesc la mâncăruri și chiar îmi place boia dulce. Am luat, a luat Nicu o prăjiturică, ceva cu lapte. Am mai luat Nicu niște cereale. Ardeiuții mei, cum s-au făcut? Mi-am luat și ardeiuții mei preferați, am să mănânc unul după. Opa. Am luat un mix pentru clătite. Nicu le-a văzut și a zis, hai să luăm și un mix din acestea. Am luat și pentru papanaș și pentru clătite. Am luat și niște napolitane din acestea. Drojdie uscată. Am zis să o leam aici în casă, că poate mai fac, opa, poate mai fac vreo pâine, poate mai fac altceva. Un Nesquik. Am luat sare fină pentru că nu mai aveam. Am luat încă un baton din acesta cu lapte. Așa, și acum haideți să ridic pumba pentru că nu mai sunt multe. Încă o drojdie uscată, un Fitness. Mi-am luat eu brânzică din acesta pentru că vreau să fac, când plecăm la mama, vreau să fac niște sandvișuri pentru drum și aș vrea să-mi pun și niște brânzică. Așa, încă un Fitness. Aici am un praf de copt, că sunt toate buluc aici, top cut. Bun, și ce mai avem? Încă un Nesquik, încă un baton din acesta cu fructe și încă un Nesquik. Bun, și mai avem aici sucul timbarc cu piersică. Am luat ulei de măsline, extra virgin, da, extra virgin. Așa, astea să mai pun. Mi-am luat un Nes, pentru că nu mai am foarte puțin. Am luat 4 litri de ulei. Iată-i pun pe masă. Un litru de oțet. Și am luat două din acestea de lapte. Păi de aceea am făcut mixul de... Nu l-am luat? Nu l-am luat. Cred că m-am încurcat eu. Cred că nu am luat mixul de papanaș. M-am încurcat, înseamnă. Bun. Am luat două bidoane din acestea de lapte, pentru că unul vreau să îl dau bunicii mele. Cumpără lapte și este destul de scumpicel la țară și este doar un litru și este aproape, face aproape cât face unul din acesta, un litru, și acesta are un litru și 800 de grame. Deci este mult mai convenabil acesta și unul mai din acesta am cumpăr și mi-a spus să-i cumpăr și ei și am cumpărat. Bun. Mai am ceva să vă arăt? Și am luat și pâine. Am luat două pâinici aici. Bun, stați să verific să văd dacă mai am ceva de adus să vă arăt. Bun, dragilor, am verificat dacă mai am ceva să vă arăt, nu mai am. Nu știu dacă v-am spus, am cumpărat și apă, am cumpărat 10 sticle din acelea a câte 5 litri. Și cam atât. Astea ne-au fost cumpărăturile. Și vreau să facem curat în frigider, ca să bag ce am în frigider. Nu este foarte mult de muncă la el, doar șters un pic și să arunc
ce nu mai, ce s-a stricat de fapt, ce a expirat, să mă uit pe acolo să văd. Și cam atât. Apoi cred că facem uleiul din avocado, vedem ce timp am, pentru că nici n-am editat și nici nu știu când plecăm astăzi la acel festival, să văd cum mă împart. Dragilor, m-am dat bătută, nu mai fac, pentru că nu-mi iese, am afumat și casa degeaba și când am văzut că nu curge absolut nimic din el, cred că trebuia să iau din acela mult mai bine făcut, mult mai copt. Al meu nu a fost chiar atât de copt, voi avea mai multă grijă data viitoare, îl vom face data viitoare acest ser pentru păr. Voi avea mai multă grijă să iau ceea ce trebuie. Uite, acum nu mi-am dat seama și nu am luat ceea ce trebuie. Pentru că nici măcar nu a curs din el. Am încercat să-l storc și nu a curs. Așa că m-am dat bătută, am afumat și casa degeaba. Chiar degeaba. Așa că asta voiam să vă spun, mă apuc să editez și părțile în care am filmat ce dezastru am făcut în bucătărie nu voi mai pune, pentru că pun degeaba, pentru că nu a ieșit absolut nimic și nu mai pun acele părți, filmasem, însă nu mai pun pentru că nu are rost, oricum filmez și în această seară. Mă apuc să editez și vorbim un pic mai târziu, este 2:12, la 5 vom pleca de acasă spre festivalul acela de toamnă și ne auzim de acolo, ne auzim pe drum. Mă, păi le-au luat, pis. De ce soare, de ce lună, este lumea mai bună? De ce soare, de ce lună, nu este lumea mai bună? Primești lumea? Am venit un pic în parcul Caro pentru că acolo nu este mai nimeni și vom mai sta un pic aici și apoi mergem acolo. Hai. Hai, Caro.
țară de pe aia. Care o pune piciorușele sus. Piciorușele. Nu vrea. Cât ai dă? Da, oricum ai elefanțel, tati? Ia uite care-o elefanțelul. Ia uite care-o frunze, ia uite frunze, frunze. Care tot după facem? El fuge. A zburat. Nu e tot, că mai sunt aici. Hop, oh, direct jos. Asta e mai abrupt. Vă demonstra cât de frumos este costumul popular. Ați văzut Cu iubire te-mi apăt, tu ești cu drag.
și te poter slui, desert la tot pe nimeni. Aplauze! Bucuria de a dansa în fața unui public atât de minunat cum sunteți dumneavoastră. Aplauze pentru dumneavoastră pentru că ați ales să fiți astăzi alături. Frumos! Dragilor, am venit să povestim un pic. Mi-am făcut și eu curat în bucătărie cât am editat. Am editat și mi-am făcut curat în bucătărie, mi-am terminat de spălat vasele, am terminat tot, am dat cu mopul, cu mătura, tot. Vreau să vă spun ceva ce ni s-a întâmplat la Agrofest, Agroland, Agrofest, deci uit mereu, Agrofest, cred că acesta este numele, mereu uit cum se numește. Acolo a început Carolina să danseze și v-am inserat și vouă videoclipuri când dansa și când a terminat o doamnă de cântat, muzică populară, a venit prezentatorul și a spus că a văzut o fetiță mică dansând și a arătat în colțul acela, este, a tot dansat, aplauze pentru ea. M-am simțit așa de frumos, de super când am auzit, pentru că Caro a tot dansat. Și v-am și spus că îi plac foarte mult melodiile, îi place foarte mult muzica și dansează, mereu dansează și chiar mă bucură că observ la ea unele chestii, de aia pe acum observ și știu exact la ce o voi da când va crește și chiar îmi doresc foarte tare să o dau pe unde vrea ea, să o duc unde vrea ea și de asemenea cred că o să o duc și la dansuri. Pentru că o observ foarte dornică să danseze când aude muzică, foarte dornică, deci n-am văzut așa ceva, nu am văzut un copil care să danseze imediat cum aude muzică. Eu seara mai ascult muzica aici în living și Nicu mai iese la toaletă și evident iese și Carolina și când aude muzica vine spre ușă și face... și bate cu mâna în ușă și deschid și... O văd așa cu mâna prin aer, fluturând, făcând așa. Deci e moartă după muzică, moartă după muzică și chiar vreau să îi fructific talentul, dacă va fi să fie și dacă va vrea să facă ceva cu asta.
Bun, dragilor, ne luăm la revedere. Cam asta am vrut eu să vă mai spun acum ultima dată, înainte să dau drumul la vlog să-l descarc. Asta voiam să vă mai spun. Și mâine este luni. Mâine ne apucăm de făcut bagajul, mâine mergem în Carrefour să luăm pâinică, să facem sandvișuri, să facem chifteluțe, pentru că voi face sandvișuri cu chifteluțe. Și vedem cu ce voi mai face, vom pune apă pentru noi, avem mai multe de făcut mâine. Bagajul, în primul rând, trebuie să văd și eu ce cosmetice mi-au la mine, trebuie să văd vremea cum este astea 3 zile cât stăm acolo, ca să știu ce haine pun la noi. Și cam asta este planul de bătaie pentru mâine. Bun, dragilor! Și marți o să filmez până seara, cred că până seara filmez. Voi face așa un vlogtober, cum să-l denumim, vlogtober, de călătorie, nu știu cum să-l numim, dar vedem noi, vedem cum o să-l numim. Bun, dragilor, ne auzim de mâine, până mâine vă îmbrățișez și vă pup dulce, 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 să aveți o seară cât mai frumoasă și sper să nu dureze foarte mult până intră acest clip. S-ar prea putea să intre pe la 1-2 dimineața. Sper să nu se întâmple treaba asta, acum este 8:50 de minute. Sper să nu se întâmple treaba asta, dar tot ce este posibil. Ne auzim de mâine, vă pup, pupici!